Oamenii recunosc că în această perioadă vin să doneze sânge pentru a beneficia de etichetele gratuite. Ei spun că lipsurile materiale îi determină să facă acest gest. M-am gândit că poate cineva are nevoie. Pentru alea am venit, pentru etichete, da. Nu avem servizi de nicio culoare, nicio nici soțul, nu avem niciun venit. Pentru asta am și venit să donăm. Mereu când la 70, când fac, donează 72, donează 73. Mai ești pentru aia, dar ești mai mult pentru... Să zic că au la trezor că e nevoie de stăline. Și dacă am împlinit 73, mă duc să doneze. Conducerea centrului confirmă că numărul donatorilor crește în perioada sărbătorilor, ajungându-se în aceste zile și la peste 30 de persoane. A crescut numărul lor, ca întotdeauna, înaintea sărbătorilor, avem 25 pe zi. 30, în jur de 400 pe lună. Întotdeauna își lasă momentul donării înainte de Crăciun. Dar sunt și persoane care donează, își propun să facă un gest frumos pentru ei, pentru apropiații, în contextul a ce se spune la biserică, vin și donează cu această motivație. Pentru fiecare donare, oamenii primesc 7 etichete în valoare de aproximativ 9 lei.